Franța a cunoscut vineri seara o tragedie de o amploare necunoscută până acum. Atentatele sângeroase petrecute în statul care a dat întregii lumi valori esențiale sunt o dovadă de cruzime. Asta cred majoritatea giurgiuvenilor care se întreabă unde a ajuns umanitatea, în condițiile în care oamenii nevinovați sunt uciși pe străzi, în cafenele sau în sălile de spectacole. Grav problemă. România are de ce să se teamă? Cred că da. Ar trebui să ne așteptăm și noi la... S-ar putea, pentru că s-a schimbat totul. A pus oameni care nu a trebuit la conducere. E atentat asupra umanității, nu asupra unei țări sau asupra unor persoane. Deci aici nu mai e vorba nici de religie, nici de vorba de niște fanatici care vor să-și impună un punct de vedere, dar nu cred că e posibil. Are România de ce se teme? Nu, România nu are de ce se teme. Cred că întotdeauna România a fost o țară sigură, din câte știu eu așa și din câte s-au văzut până acum. Dacă s-au întâmplat alte necazuri, s-au întâmplat din alte neglijențe, dar nu din cauza teroriștilor. Un lucru foarte grav și mai ales pentru tineret, cum a fost și la noi, ce să facem? Trebuie să luptăm împotriva lor, noi suntem mai bătrâni. Dar tineretul să fie mai atent unde se duce, să urmărească, să nu ducă așa peste tot, că ați văzut ce se întâmplă. Credeți că România ar trebui să se teamă de asta? Nu e exclus, trebuie să ne temem. Trebuie să știți că trebuie să ne ferim. Paza bună trece prin meșdiarea. Credeți că România ar trebui să se teamă de astfel de atentate? E mai bine să fie precaută, să ia măsuri, ca să nu se ajungă. Și acum nu știu chiar la ce a fost la club. Peste 130 de oameni, între care 2 români, au fost uciși și mai mult de 350 răniți în urma atentatelor produse vineri noapte în Franța. Atacurile au fost revendicate de rețeaua teroristă Stat Islamic, care susține că acestea sunt o reacție la ofensele aduse profetului musulman Mohamed și la raidurile aeriene efectuate de Franța în Siria și Irak. Mai multe persoane au fost arestate în urma atentatelor.